Aveți un palmares extraordinar în ceea ce înseamnă toate producțiile acestea din domeniul artelor, dar știți, atunci când vedem un astfel de produs, încercăm să vedem cui este, cui aparține. Cu ce vă deosebiți în acest peisaj al artelor? Cu ce credeți că vă deosebiți atunci când creați un spectacol, un eveniment? Cu obsesia mea pentru frumusețe, cred. La care în ultimii ani am început să aplic niște legi englezești, dacă vreți. Cea mai frumoasă lege de stil în limba engleză spune simplu, less is more. Interpretând puțin în românește, cu cât mai puțin, cu atât mai frumos. Eleganța. Țin foarte mult la eleganță, țin foarte mult la frumusețe, țin foarte mult la armonie. Am făcut foarte mulți ani și la foarte multe dintre spectacolele mele, conceptul scenografic îmi aparține. Îmi place, am avut și un mare profesor de scenografie care m-a întrebat dacă nu vreau să devin scenograf, pentru că am date pentru această meserie. Din fericire, n-am mai putut să fac și asta. Din nefericire, domnul Dan Gitianu, pe care îl regret foarte mult și care îi mulțumesc și lui pentru că am învățat foarte mult, el a fost scenograful lui Liviu Ciulei foarte mult și mi-a fost profesor. Dacă mă întrebați prin ce s-ar putea deosebi spectacolele mele față de ale altora, nu neapărat că ar fi mai bune sau mai puțin bune, dacă vreți, marca. Care ar fi marca? Amprenta pe care o lăsați. Amprenta ar fi acela de frumos. Despre Norma s-a spus că e cel mai frumos spectacol. Spectatorii mi-au spus, au spus, au scris, au vorbit, au nu știu ce, s-a înregistrat tot așa de către Cultural și mulțumesc și lor. E înregistrată și opereta Liliacul. Deci, dacă voi ieși la pensie, dacă mi s-a încheiat cariera în operă, împlinind și aici 10 ani, există cel puțin două spectacole filmate care pot să fie văzute și pot să depună mărturie că țin foarte mult la frumusețea, la armonia și la eleganța unui produs cultural. Și aici eu m-am ocupat de designul interiorului, l-am făcut după toate mărturiile rămase și despre gusturile lui Dinu, despre cum era casa pe vremea aceea, cât am putut, bineînțeles, dar dacă este ceva la care nu renunț, atunci este această eleganță și frumusețe în orice manifestare artistică, pentru că eu cred că frumusețea este una dintre valorile fundamentale ale vieții, iar eleganța este modul în care poți ajunge la această frumusețe. Ele două împreună sunt două valori constante care se regăsesc în orice operă de artă adevărată și, din păcate, sunt foarte mulți artiști, dar este loc pentru toată lumea, care vor să aducă neapărat pe scenă urâțenia. Ok, e alegerea lor. Dacă aia vor ei, dacă aia au un suflet, asta e, există și public pentru așa ceva. Eu nu mă duc la teatru, nu mă duc la operă, nu mă duc la concerte, la Ateneu, nu mă duc într-o sală de expoziții să admir urâțenia. Mă duc să mă înspăimânt de ea și să mă gândesc ce să fac ca să mă feresc de ea. Dar pentru mine arta este altceva. Aminteam la începutul emisiunii Alice Noblețe. Deci iată eticheta da, pe care da, o pune. Da, da, probabil. Pe mine m-au înnobilat toți oamenii pe care i-am cunoscut și care m-au învățat ceva. Pe lângă educația pe care am primit-o de la părinții mei. Mi se pare normal ca toată arta pe care am încercat să o fac, la care am încercat să ajung în acești ani, să-și fi lăsat amprenta și asupra mea. Altfel, există să fi învățat eu însămi din lucrurile frumoase pe care am încercat să le fac. În primul rând, să trăiesc frumos.
cât se poate de frumos, apoi să mă port frumos, apoi să mă îmbrac frumos, să vorbesc frumos, pentru că degeaba promovăm frumosul pe scenă dacă în viața de toate zilele nu se vede nimic din acest lucru. Eu cred că un artist trebuie să înfrumusețeze lumea în care trăiește, nu să o urâțească. Lumea are parte de urâțeniile ei, putem să le arătăm pe scenă. În studenție am făcut foarte multe spectacole cu urâțenie exhibată pe scenă, pentru că mă durea pe mine lucrul acela, dar concluzia finală era o disperată nevoie de întoarcere la frumusețe. Încercați să transmiteți lucrurile acestea generațiilor noi, pentru că de multe ori auzim această expresie tinerii de astăzi. Ce părere aveți despre noua generație? Mai e pasionată de cultură, îndreptată spre frumos? Unii da, alții nu. Nu există doar o tânără generație, există indivizi. Indivizi și indivizi. Există copii care nici nu știu ce pierd, nedeschizând măcar ușa vreunei săli de concert sau a unui muzeu sau unui lăcaș de cultură. Este, sincer, vă spun, este pierderea lor. Au fost multe momente în care sufeream că nu vine mai multă lume, nu toată lumea e așa pasionată ca mine sau ca mulți alții, că suntem mulți oameni pasionați de cultură. Și asta e bine și e normal să fie așa. Dar până la urmă mi-am dat seama că fiecare om are parte de un anume tip de educație, de anume bucurii și că nu poți să învinovățești un om. Poți să-i oferi, poți să-i propui, dar nu poți să-l obligi. Nici icrele nu se mănâncă cu polonicul. Arta clasică nu este pentru toată lumea, dacă nu vrea toată lumea artă clasică. Nu putem să-i obligăm să iubească și să aibă nevoie de artă clasică. Dar mă bucur că am putut să începem după cea de-a șaptea ediție a festivalului I Love Lipati, care s-a desfășurat anul acesta, evident de ziua lui Dinu Lipati în martie. Imediat după aceea am putut să dau drumul unui program pe care îl doresc foarte mult, pe care l-am făcut în sectorul 3 sub numele de Pepiniera de Talente și ajunseserăm la 8.000 de copii cuprinși în acest program, care făceau cursuri de toate. Aici, la Casa Lipati, am reușit să dăm drumul pe 20 martie micului nostru program numit I Love Lipati Junior, în care oferim cursuri de pian copiilor între 5 și 12 ani care vor să studieze pianul în casa celui mai mare pianist român al tuturor timpurilor, pe scena pe care Dinu Lipati a studiat 8 ore pe zi, până în 1943, când a plecat din țară și, probabil cum toată lumea știe, a fost blocat în Elveția, a rămas acolo și acolo a murit și acolo este îngropat. Așadar, este poate o invitație pentru cei care ne urmăresc, pentru că avem pianul aici, și avem scena, pian tot ce trebuie, așa că pot să vină cu toții să treacă pragul acestei minunate case din București.